Salut, eu sunt Bogdan, sunt aici cu Danu. Iar astăzi, pentru prima oară pe canalul meu de YouTube, deci chestia asta chiar n-am făcut-o niciodată. N-am făcut niciodată, nu, clipuri cu mâncare eu n-am făcut. Cel puțin eu nu mi-aduc aminte dacă am făcut ceva de genul ăsta pe canal cu fast food-uri, pentru că eu nu prea mănânc fast food, mănânc foarte rar. Mă surprinde și pe mine. Hai, că eu asta. Mănânc foarte rar, dar mi-a zis lumea în comentarii, Bogdan, fă și tu un clip cu mâncare. KFC sau cu McDonald's, cine termină primul, cu Danu. Și am zis astăzi, hai mă frate, să mergem, luăm ceva de mâncare. Da, nu uitați că primul link acolo în descriere aveți mărciu IBM Family, intrați pe site, uitați-vă și dacă vă place ceva, bineînțeles, puteți cumpăra, dacă nu, nu sunteți obligați să o faceți, dar eu zic să intrați pe site pentru că tricourile sunt super, super mișto. Deci trebuie să o tratăm ca pe competiții, da? Da, e un challenge. Nu ca prieteni. E un challenge deci pe bune. Avem și KFC și McDonald's. Avantajul este că eu am mai mâncat și mănânc chestiile astea de fiecare dată când am ocazia. Nu prea mănânc așa. Eu dacă mănânc, sincer vă zic, nu vă mint, 2-3 ori pe an maxim dacă mănânc. O chestie care vreau să specific aici, scrie cola pe pahar, dar Bogdan are Fanta în suc. Da, eu mi-am luat Fanta că nu consum cola, el are... Să nu auzi în comentarii. Dar chiar mereu m-am întrebat de ce... Cine are și pahare cu Fanta? Da, pahare cu Fanta. Da, nu știu. Nu ne interesează și nici desertul ăsta, dacă vrei tu la urmă. Bă, hai, cum facem? Când zici tu, dăm startul, nu știu. Fiecare începe cu ce vrea, nu mă interesează. Ideea e că cine termină primul sau cine abandonează primul. Da, și aici e un lucru foarte important, că dacă, dacă nu mai poți te oprești, că nu vreau să ne vină rău sau așa, înțelegi? Bine, frate. Sper că nu v-am făcut poftă sau dacă v-am făcut... Le-am făcut straste și prostii și nebune. Da, ei ne-au cerut, Bogdan, fă clip cu mâncare, acum ce vrei să fac? Să mănânc, să nu le arăt, ci mănânc? Da, mănânc pe ascuns, cum vrei să fac? Aici. Hai, mă, gata, ia zi, păi dăm drumul? 3, 2, 1, start. Gata? Da. Cu ce să încep eu, mănânc, nu știi? Mănânc și eu ăsta. Am început cu McDonald's, băieți, că e favoritul meu. Nu. Mami, nici nu am mai mâncat. Dar un sos care nu-mi place. Maioneza? Nu știu care e. Dar alb? Maioneza? Da. Nu prea-mi place mie. Cam nasol. Deci mă fac la gură. Da. Pe barbă, nici nu vreau să-mi imaginez, mănânc ca un porc acum, că asta e. De când n-am mai mâncat, bă? McDonald's cam... Am un an și ceva de când n-am mai mâncat. Vorbesc serios, fără mișto. Nu că nu-mi plac sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu știu că nu sunt chiar așa sănătoase, ca să spun sincer. Și nu vreau să fac un obicei din chestia asta, ca să mă învăț cu mâncarea asta. Și să vă zic încă un lucru, eu n-aș da niciodată o masă, cum ar veni, gătită pe fast food, niciodată în viață, adică aș renunța la fast food în secunda următoare, mai bine mănânc, nu știu, sarmale și alte chestii, că eu nu știu ce mănânc ăsta, eu vorbesc cu voi aici și fraierul ăsta. Bă, dar pai nu mi-a dat un frate? Nu, trebuie să bea așa. Bă, bune, nu dă pai? Bă, da, auzi că uitat. Bă, dar ăsta să știi că e ok. A mers bine? Mhm. Nu, cum dacă mă răbesc ca mine? Ca să zic vorba de mare. Ăăăă, stai așa. Ce vreți? Am uitat cu cine mă pune la challenge ăsta. Cu mâncată, că el mănâncă fast food în 2 minute. Asta e, nu-i bine, oricum. Oricum, ce facem noi acum nu e ok. Nu. Ca idee, era la Bogdan și bă, mă, să mănânc și eu cernul. Mă pun pe scaun, iau gesti cu mâini, când aprim PS-ul, vin înapoi. Zic, ce faci? Gata, am mâncat. Nu mănânc? Doamne. Eu sunt gen de persoană care mănânc foarte repede, dacă stau mult la masă, am impresia că nu mă satur. Nu știu dacă voi aspeți vreodată chestia asta sau dacă faceți așa. Dar nu e ok cu mănânc, eu mănânc în, nu știu, în 2 minute am mâncat ciorba, gata. Te sperii, nici n-a pus să, nu știu, să faci un duș, că eu mănânc înaintea ta. Dacă nu fac sandwich înaintea. Am terminat sandwich-ul. Băi, Doamne, slab tare. Dar cum mănânci, mă, mestec, ce înghiți, ce mai? Bă, Doamne. Aici nu știu ce ai luat, tu ai comandat, ăsta nu știu ce e aici. Da, ia să văd eu. Care mai pulpa asta. Da? Îmi place. E bine că nu e picante. Eu nu mănânc picant. Aia acolo ceva picant. Ești picant? Da. A, mai spart atunci. Ai luat expre, cred că, nu? Da, ceva. Nu sunt cu mâncarea picantă, deloc. Absolut deloc. Am dat de asta picant. Eu am luat pulpa asta, nu picantă.
Tu abia cred că aripioarele astea spicante, nu? Ochiul ăla, ce fel e aici, o roșiatic ăla. Păi eu nu pot să mănânc alea, Danle. În gură că tu de aia ai luat din astea. Este? Deci a ales fraierul din Dani, nu puteai să iei picante? Nu, la gălețile astea e mixt. Cum, la astea nu există nepicant? Orice combinație de găleată din asta, tot are și de aia și de aia și de aia. Și picant și normal? Eu știu că am mâncat odată aripi din astea și nu erau picante, mă. Poate ai luat, dar ai luat separat, nu erau găleată. Separat? Ai luat meniul de la... Da, din ăla, din asta, carton din ăsta. Da. Am înțeles, deci asta e vrăjeala. Hai să-l vedeți acum. Înseamnă că n-a făcut-o expres, a retrat cuvintele. Da, mă, nu. Dar eu nu pot să mănânc o gărea din asta singur niciodată, eu nu o dau gata, nu pot. Imposibil, mi se pare imposibil mie. Cel puțin eu nu pot, la gabaritul meu, nu pot. Deja m-am săturat. Vine. Mamă! E partea aia, că-ți dau găleata asta în cap! Mamă! Îți vomita în găleata mea, stai în găleata ta acolo. Uite că mi-e rău acum, Danule. Mamă, ce fel vine, bădă-ne. Păi dă-te în col, dă-te la baie. Asta nu e în concurs. Vine și pe mine. Deja că pierd din cauza că deja mi-e rău. Da, da. Ce ai terminat până acum? Eu am terminat o pulpă, hamburgerul ăsta și o din asta de cartofi, tu? Mamă, l-aș termina de care picante. Așa? Cum ai terminat toate astea? Lea, că mai o grămă, mă, dă-mă ce ești nebună. Da, mă, dar mai ai toate picante și alea sunt mai grele. Eu cred că acolo cred că mă închide pe mine la picant. Dar ia că-mi vine și mie. Îmi fi prăs. Ai moră dacă nu-ți dau direct în ochi. Mai am un suc, bă, Dan, bă, la sucuri dacă vrei îți dau eu. La sucuri nu se pune, deci sucurile nu le calculăm. Dar nu știu ce să mai mănânc, frate. Dai că... Da, ce prost ești, bă, Dan. Da. Bă, tu te dracu de bou. Dar ce dracu, tu nu mai ai făcut la fel? Hai să vezi ce-ți fac când vine, bă, Dan, la mine. Bă, ce dracu, că e picantă tare, Dan. Da, ce-am zis? Mă sparge pe mine, mă dă la baia, Han. Ești nebun? Ai, nu pot să mănânc astea, mă, frate. Pe bune că nu pot. Nu pot. Deci eu nu pot, sincer vă zic, eu nu mănânc picant. Deci eu sunt genul care nu mănânc picant pe bune. Renunț la alea și să mai dau o pulpă de la mine și facem egalitate cum ar veni. Nu pot, eu nu pot să mănânc astea. Dacă vrei așa, e singura variantă, altfel nu pot. Poate vouă nu vi se par picante, cei care mâncați picant, o să zici Bogdan, a, da, asta e picant, asta înseamnă picant, să vezi ce mănânc eu. Eu te cred. Vă cred că mâncați foarte picanți unii dintre voi, dar eu, unul, nu mănânc picant și, na, aia e, ca și cum ți-ar zice ție să mănânci, nu știu, un hamburger cu, nu știu, cu maioneză și ție nu-ți place maioneza. Ca să nu mănânci doar aia picant, da. Îți dau, nu, lasă-te acolo, îți dau o pulpă de asta, facem egalitate. Te dau pe aia față ție? Nu! Păi și cum? Păi și cum, tu după aia nu mai ai pulpă de mâncat? Te... Mai am una! Păi cum, două cu două pulpe trebuie să avem. Nu, îmi dai pulpa, îmi dai pulpa și îți dau două din astea picante. Una. No, ești, mă, nu! Atunci apiești challenge-ul, fraiere. Blin, te mai gândești, fii atent, te mai lasă, îți mai dau timp. Nu, mă, pleacă dracu, nu îmi fac eu așa. Ai dat rec, nu? Sau... Cum n-am dat? Nu știu, că nu văd ecranul. Ești prost, faci vreo șmecherie. Filmează, măi, fraiere! Nu că trebuie să stau, trebuie să stau cu ochii pe el, că le ascunde pe aici, aruncă oasele după canapea asta, face ceva. Și la urmă, eu, frate, am mâncat tot eu. Și după 4-3 zile umblă vermi și furnicile pe pereți și când mă uite, uite unde a aruncat ăsta. Știu eu cum faci tu, lasă vrăjeala. Bă, nu. Dar pe cartofărăi te-am spart. Da. Eu sunt fan cartofi pe bunii. Aia am... Cred că pe săptămână... Pe săptămână cred că mănânc de 3 ori cartofi pe pai. Într-o nu am cartofi, doamnă eu. Mai ai cartofi? Mai am. Ești la frate. Băi, băieți, până acum conduc, am mâncat și ăsta, cum zici, hamburgerul sau ce ăsta, am mâncat și cartofii, toți, așa, am mâncat și o pulpă. A? Meu, mai bă? Și care prostia mea, băi, balanul, cum am văzut? Am băut două de astea de cola. Ai terminat două sucuri? Mă, băule, de astea nu trebuia, astea nu le luam în calcul. Că nu o să pun nici în terminul primul sucurile. Te-am zis de la început că sucurile nu o să pun. S-a umflat fraierul cu cola, atât are burta. Eu uite cât am băut eu, dintr-unul. Nici jumate n-am băut, uite, atât am băut. Uite, am băut fraierul două. Pe amândouă. Și mai am pe ăsta. Și-l mai are pe ăla. Mai am două pulpe și niște cartofi, frate, ce mai e? Mai am o pulpă și două din astea. Am mâncat și eu. Am ajuns și eu în sfârșit, am reușit să mănânc una, asta e a doua pe care o mănânc. Și aș mai avea o pulpă și o din asta, picantă. Dar vreau să zic că mie cred că mi-e rău după astea picante. Mă ustur stomacul de acum. Așa și cum?
Deci cum mi-ai dat să mănânc, nu știu, pământ. Deci abia le mestec în silă, așa, le înghit așa în silă. Nu mai pot. Nu mai pot. Mi-e rău. Renunți? Da. Ia, cât mai avea fraierul? Deci, Danu, mi-e rău, mai are... Băieți. Du-te, dracu, badan! Danu, Danu mai are... Rău, bestia. Danu mai are două pulpe aici, deci n-ai mâncat nicio pulpă din asta. Iar eu mai am aici, băieți, m-am străduit, sper să apreciați acolo. Mai am o pulpă și, cum îi zicem la asta, o arepioară din asta picantă. Crispy de la bine. Crispy. Deci tu mai ai aici două pulpe. O, nu mai pot să fac, gata, nu mai renunț. Gata? Da. Închei aici, da. Tu? Da. Perzi, gata? Da, mă, abandonez aici. Fratele vostru câștigător prin abandon. Băi, Danu, asta e o înfrângere rușinoasă. Prostia lui Danu, zic eu că a fost ca băul la început deja, bă, așa, deci nici nu mâncasem, nu mâncasem nici hamburgerul ăsta. El deja terminase două pahare de suc. Ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Am făcut și un challenge cu mâncare pe canalul meu de YouTube, ca să zic așa, am câștigat prin abandon. Îmi pare rău pentru Danu, e o înfrângere rușinoasă, dar sper să apreciați acolo, sper să apreciați cu un like. Nu uitați că primul link în descriere, acolo aveți mărciu IBM Family, așa că cu voi astăzi a fost Bogdan, Danu, iar noi o să ne revedem la următorul vlog. Vă salut! Bă, dar nu mai pot, Danule. Merg, zici că-s cocoșat, mă tragi burta în jos.